Intenția guvernului tehnocrat de depolitizare a conducerilor de școli a fost salutată de toți oamenii care lucrează în învățământ, chiar cei care au crezut că este o măsură bună, prin care profesioniști adevărați vor putea ajunge la conducerea unităților școlare. După publicarea de către ministrul tehnocrat al educației a unei metodologii destul de stufoase și restrictive, s-a putut constata că în fruntea școlilor, cu mici excepții, pot ajunge doar tot foștii directori, singurii care aveau cursuri de management școlar, condiție obligatorie pentru înscrierea la examen. Surpriza au constituit situațiile în care cei care ani de zile au condus colectivele unitățile de învățământ fie nu s-au prezentat, fie pur și simplu nu au promovat concursul. Pasul următor făcut de conducerea inspectoratului școlar a fost acela de a consulta, așa cum prevede metodologia, consiliile profesorale pentru a putea face propuneri de cadre didactice, altele decât foștii directori care trebuiau să poată ocupa postul cu delegație, pentru că vechea metodologie interzicea foștilor directori să mai conducă școala. Imediat după 1 ianuarie, după ce s-a instalat guvernul PSD, s-a modificat decizia în încercarea de a-și readuce pe posturi activiștii de partid. Și după ce nu se uscase bine cerneala inspectorului școlar general Viorel Stan pe decizia de numire cu delegația altor directori dintre cei propuși de colegilor, iată că au apărut numai puțin de 15 demisii la cerere. Din Roman și din zonă și-au înaintat demisia 5 directori care au înțeles comanda politică de a nu încurca PSD-ul în acțiunea de repolitizare a școlilor. Și n-a contat risipa de fonduri și energie umană pentru organizarea unui concurs inutil pe final de mandat al unui guvern de tranziție. Oamenii intervievați de noi s-au jurat că demisionează din proprie voință, cu justificarea din motive personale. La școala Sergiu Cel Bidache, educatoarea Eugenia Dana Stoleru, de la grădinița cu program prelungit de la Casa Căsătoriilor, structura a școlii amintite, numită ca director cu delegație în locul lui Viorel Vanzariuc, care pur și simplu nu a vrut să se înscrie la concurs, îți justifică astfel gestul. Tot respectul pentru dumneavoastră, motivele sunt personale și permiteți-mi să nu le... Să nu le comentați, asta înțeleg, dar atât îmi spuneți, dacă s-au făcut sau nu presiune asupra dumneavoastră. Nu, nimeni nu a făcut nicio presiune asupra mea. Am tot respectul pentru toată lumea, atât din conducerea școlii, cât și colectivul didactic. Nu, hotărârea este a mea și... Atât. Da, bine, mulțumesc tare, da. Tare. Nimeni nu a făcut nicio presiune, nu, nimeni. Mm-hmm. Eu colaborez, întotdeauna am colaborat foarte bine și cu domnul Vanzariuc și cu doamna Cati Popa, cu toată lumea, sunt în Consiliul de Administrație, dar atât. Da, credeți că este destul de dificil și că este bine ca domnul Vanzariuc să-și continue mandatul? Da, eu consider că ar fi bine ca domnul Vanzariuc să revină la funcția de director, dar vă dați seama, nu depinde de mine lucrul acesta și probabil inspectoratul școlar știe ce are de făcut în acest sens. La școala Buruienești, comuna Doljești, fusese numit ca director cu delegație profesorul de sport Ioan Diaconu, care i-a luat locul profesorului Gheorghe Curpăn, cel care a deținut funcția de director coordonator neîntrerupt încă din anul 1980, dar care nu a promovat concursul. Contactat telefonic, acesta declară că se află în situația de a-și fi reluat funcția în urma noului ordin al ministrului educației Pavel Năstase. Gheorghe Curpăn, fruntaș al PSD Neamț, este tatăl consilierului social-democrat romașcan, profesorul Radu Cătălin Curpăn. N-am preluat, nu, sigur că n-am preluat. Dar nici n-ai predat gestiunea, nu? Dar n-am și gestiunii să predau. Gestiunea este a contabilă, așa că nu am... Nu, adică conducerea școlii, tot ce înseamnă managementul. Am predat, sigur că da, am predat, fi data din nou. Cui e? Lui Diaconu. Așa, și acum el ți-o predă ție din nou sau ce, se face un nou consiliu? Dar trebuie să așteptăm, că nu știu care este decizia inspectoratului. Aseară a fost teleconferință, deci da. A fost videoconferință cu ministru și acum sunt în ședință pentru a lua decizii pe primul acesta, dar dacă Consiliul Profesoral te propune că s-a schimbat din nou metodologia, câți ani ai fost director acolo? Din 80. 80, deci cu... sunt ceva ani, da? 20 da. De ani, da. Așa, și până la pensie cât mai ai? Mai am 3 ani. Aha, da.
Bine, deci asta mă interesează. Deci dacă sau Consiliul a doua propunere a Consiliului Profesoral, care a fost? Nu, atât. Singura propunere am fost eu. De, ai fost tu din nou acum când? Da, s-a, da, da, da. Când da, s-a făcut? Acum, ieri? Nu, săptămâna trecută, vineri, parcă. Deci vineri s-a făcut din nou ședință, da, și da, te-au propus pe tine. Da, da, bine, da, mulțumesc tare mult, o zi bună. Ioan Diaconu își asumă demisia și susține că a fost de acord cu ea, dar că în cei 3 ani care au mai rămas până la pensionarea directorului renumit, va sta în umbra acestuia ca învățăcel, timp în care se va înscrie și la un curs de management educațional. Deci, doamna jurnalist, mi-am dat demisia în cauza la mai multe motive, să spun așa. Primul și cel mai important a fost, mi-am dat seama că am familie, am o fetiță de 6 ani, am anul ăsta și inspecția finală de gradul 1 și, ca să fiu sincer, datorită ordinului care a apărut, mi-am dat seama că era mai bine să las pe domn director să-și termine activitatea didactică de director. Urmând pe viitor, m-am scris și eu la niște cursuri și pe viitor o să încerc și eu să... Ai vorba de cel de management educațional obligatoriu pentru... Da, da, da. Deci eu aceste cursuri nu le aveam, nu am acceptat această funcție, dar mi-am dat seama că nu-i chiar așa ușor de parcurs și că ar mai trebui un pic de perfecționare, dar într-un viitor apropiat, având în vedere că domn director este în pragul pensionării și asta, voi încerca să... La Clubul Elevilor din Săbăoani, Cristina Miron, directorul cu delegație care a demisionat de bunăvoie și nesilită de nimeni, nu a vrut să comenteze decizia personală de a-și fi dat demisia, susținând doar că nu-și dorește să împiedice derularea procesului instructiv educativ din unitate. Pe postul de director va fi probabil renumită profesoara Maria Petruț, fost consilier local PSD, o apropiată a primăriței Valeria Dascălu. Motive personale pe care nu doresc să le fac publice. Ce înseamnă asta, motive personale? Pentru că la o săptămână este ușor cam de neînțeles. Dumneavoastră înțelegeți ce doriți. Motivele sunt cele pe care le-am scris în cererea de demisie. Ați s-au făcut presiuni cumva? Nu, doamnă, nu s-au făcut presiuni, nu. Dar odată ce ați luat decizia să fiți, după aia vă jucați de a numirea și de a demisia? Nu, nu, nu. Nu mă joc de a nimic pentru a nu împiedica procesul școlar. Mm-hmm. Consider că e mai bine așa pentru așa, toată lumea. Ce urmează asta să-și reia fosta directoare care este și consilier local funcția? Nu cunosc problema asta. E decizia inspectoratului școlar. Aceeași situație este și la școala Boienari, unde Gabriela Popescu a refuzat să explice gestul demisiei sale, care ține tot de motive de ordin personal, și ne transmite prin secretarul școlii că orice declarație se poate obține doar prin purtătorul de cuvânt al inspectoratului școlar. Vreau să fac nicio precizare. Bun, dar voiam punctul meu de vedere, că al inspectoratului l-am direct de la domnul Stan. Asta este ce mi-a comunicat doamna, mai mult de atâta eu nu pot să vă spun. Și dumneaei este acum la inspectoratul școlar, spuneți, da? Da. Da. Bine, bun, mulțumesc tare mult, o zi bună. Reamintim faptul că imediat după apariția valului de demisii, inspectorul școlar general Viorel Stan a declarat că, în conformitate cu ordinul Ministerului Educației Naționale 3044, se va lua act de aceste demisii și se va trece la reanalizarea situației din fiecare școală aflată în asemenea situație, cu respectarea condițiilor legale prevăzute de actul normativ elaborat de ministrul PSD. Mai marele peste învățământul nemțean, profesorul dr. Viorel Stan, care a făcut slalom printre deciziile guvernului tehnocrat și cele ale ministrului social-democrat
Democrat, a ținut să precizeze că la Neamț este vorba doar de 15 demisii din 63 denumiri de directori plini sau adjuncți cu delegație. O nebunie și un haos general în învățământul nemțean, ca în întreaga țară, cu repercursiuni grave legate de mișcările de personal și de catedre în plin an școlar și toate în detrimentul elevilor, dar și pe bani publici mulți, foarte mulți chiar. În cursul zilei de 17 ianuarie, Viorel Stan a participat la o lungă videoconferință cu ministrul educației Pavel Năstase, unde s-a abordat, printre altele, și această chestiune.